să meargă înainte atunci când este un om corect și care suferă atacuri politicianiste, pentru că asta se întâmplă și rolul opoziției câteodată este numai să pună anumite jaloane unei activități coerente. Dar cifrele acelea, credeți că sunt atacuri politicianiste doar prezentate în cazul manifestărilor de 2 mai organizate de doamna Monica Iacu? Domnul Ursu, doamna ministru astăzi a fost la noi la grup și unul dintre subiecte a fost și această chestiune. Și v-a convins? Și recomandarea grupului a fost că indiferent ce argumente solide aduce ministrul în cauză, nouă sau celorlalți, acțiunea politică a reprezentanților PNL sau PSD este pornită și nu cred că rezolvăm nimic la o acuză să începem să scoatem documente și să arătăm dacă am fost sau nu corecți. Noi trebuie să spunem, depuneți aceste documente unde trebuie și dacă organele de cercetare penală constată că ministrul a încălcat, atunci vom lua măsurile necesare. Pentru că intrăm într-un joc fără sfârșit. Eu acuz, spun că au cheltuit nu știu câți bani, ministrul vine și explică că i-a cheltuit legal. Nu asta este rolul. Un ministru, în timpul exercitării, repet, are multe asemenea acțiuni și sunt aici miniștri și prim-miniștri. O părere puteți avea în legătură cu felul în care au fost cheltuiți acești bani? Sunteți un lider politic cu experiență. Puteți avea măcar atât, mai ales după ce ați ascultat-o pe doamna Riții la grupul parlamentar. Puteți avea o părere în legătură cu contextul economic în care ne aflăm și felul în care au fost cheltuiți acești bani. După ce ați văzut în presă contracte, nu povești. Doamna Stancu, dumneavoastră îmi cereți mie un lucru care nu are nicio relevanță. Părerea mea? Părerea dumneavoastră. Părerea mea în ce sens? Sunteți ierarhic superior în partid, doamnei ministru Riții. Păi v-am explicat adineori. Orice Partidul Democrat Liberal nu poate la ora actuală, nici prin președintele său, nici prin liderii importanți, să apere o chestiune pe care altcineva este în măsură să o catalogheze. Bun. Atunci să-l întrebăm pe domnul Pogea. Vi se dar pare eu nu oportună... cred, dacă îmi permiteți o părere personală, eu nu cred că un ministru, indiferent că este al Partidului Democrat Liberal sau al Partidului Social Democrat, își poate permite în asemenea condiții să facă anumite chestiuni care sunt pe lângă lege. Eu cred că această chestiune este întotdeauna condamnabilă, dar acum este mult mai mult condamnabilă și eu nu cred că a făcut așa ceva. Părerea mea personală. Pugea, e oportună, credeți măcar, această alocare bugetară de resurse. Într-un an în care noastră a cerut tuturor colegilor miniștri să fie parcimonioși în gestiunea bugetului, să fie... Mai zgârciți. Da, să fie zgârciți cu cheltuielile. Iată, avem o sumă consistentă, 600 de mii de euro, peste 600 de mii de euro, alocați unei manifestări pe nisipul de pe plajă. Domnul Ursu, eu orice aș spune, fiind pe de o parte hunedoran și coleg cu doamna Monica Riții, categoric introduc un element de subiectivitate. Și toți cei care ne privesc vor spune. E din județ, da? În al doilea rând, în calitate spuneți de ministru al finanțelor, în calitate de ministru al finanțelor, spune următorul lucru. Nimeni. Bugetele parcimonioase, cum spune, zgârcite, au fost pentru toți. Acum, legat de oportunitatea sau neoportunitatea unui asemenea lucru, trebuie să-l avem în context. Este un minister al tineretului care desfășoară acțiuni pentru tineri. S-ar putea să spune, domnule, nu sunt oportune într-o perioadă de criză. Aceasta este o decizie pe care, sau o judecată pe care nu sunt eu în măsură să o fac, pentru că aș putea spune, dacă aceste sume au fost prevăzute în buget, oportunitatea sau mai puțin oportunitate îi aparține ministrului Riții. Cât privește întrebarea dumneavoastră dacă trebuie să fie introdusă o comisie de anchetă sau ba, văd aici foști colegi liberal, Bogdan Olteanu, fostul președinte al Camerei Deputaților, domnul profesor, dar și dumneavoastră pot să spună, eu știu un singur lucru fără să fie intrat în detalii, înțeleg și dumneavoastră pot să confirme sau să infirme, că dacă se face o sesizare, așa cum s-a făcut penală, la parchetul de pe înalta curte de casație și justiție, atunci în regulamentul Camerei Deputaților, dacă înțeleg eu bine, nu mai este necesară constituirea unei comisii și să lăsăm instituția să-și facă treaba. Deci răspunsul meu este următorul. Ce-ar fi să lăsăm instituția să-și facă treaba și atunci când lucrurile se termină, atunci puteți pune o întrebare. Domnule ministru, cu tot respectul și pentru învățământ au fost prevăzute pentru examenul de bacalaureat 58 de milioane de lei și au rămas 33. Doamna Stancu, eu vreau să fiu foarte corect și să vă spun un lucru.
Și este bine să lămurim în această seară o dată pentru totdeauna. Pentru că am observat că mereu, nu la Pogea, mereu lucrurile sunt aruncate spre ministrul finanțelor, indiferent cine este. Păi acolo sunt banii sau acolo nu sunt banii, mai exact. Nu. Facem însă o pauză de publicitate ca să ne puteți lămuri pe liniște după aceea, atunci când așteptăm în continuare și declarațiile de la Palatul Parlamentului ale doamnei ministru Monica Iacob Riții la sfârșitul biroului permanent și așteptăm și opiniile domnilor Ciorbea și Petre Roman în calitate de foști prim-ministri în legătură cu astfel de cheltuieli făcute de un membru al executivului publicitate. Pentru redefinirea feței și chiar a liniilor de contur și gât, am nevoie de cea mai bună cremă Effect Lifting. Decizia mea e luată. Inovație. Revitalift cu acțiune integrală pentru față, contur și gât. O îngrijire profund restructurantă cu vitafibrină ce dă fermitate și destinde pielea, chiar și liniile de contur și gât. Contur mai bine definit. Profilul gâtului întins, ca după un lifting. Noul Revitalift acțiune integrală față, contur și gât de la L'Oréal Paris. Eu văd diferența, pentru că merităm. Pentru uz exterior, rețineți Aplatencoplast. Ușor de aplicat, protecție pe termen lung datorată nanotehnologiei. Elasticitate maximă la temperaturi scăzute. Impermeabilitate perfectă. Pigmenții anorganici din tencuiala decorativă Apla fac diferența durabilității culorilor. Grăbește-te și tu să iei pachetul promoțional Aplatencoplast cu amorsă de exterior. Când Oana a descoperit Orbit White într-un nou ambalaj, i-a zis lui Victor de el. Victor are grijă de el și de prietenii lui, așa că i-a dat și Marie. Maria s-a gândit: wow, pentru dinți mai albi! N-a rezistat să nu-i arate și Magde. Ea trăiește sănătos și noul Orbit White a încântat-o. E bun, îl recomand. Când Tiberiu și Magda l-au întâlnit pe Alex, au văzut că și el avea Orbit White. E simplu să împar zâmbete albe. Orbit White. 14 mini lame într-un ambalaj practic și elegant. Orbit White. Pentru dinți albi minunați. Intră în joc cu Pepsi, trimite codul de sub capac prin SMS la 1882 și poți câștiga 100 de ron pe oră, 100 de coduri de încărcare pe zi, 10.000 ron pe săptămână, lunar câte o excursie la Chelsea Football Club sau la final marele premiu 100.000 de ron. 100 de zile de premii Pepsi. Știi de ce iubitele noastre își fac semne cu degetul când își fac poze? Nu, dar de ce? Am zis că telefonul ăla are cameră foto cu zoom digital. La Germanos îți explicăm cum poți realiza super fotografii cu telefonul mobil. Acum cu noul telefon Samsung S3310 cu cameră foto de 2 megapixel, zoom digital 4X și garanție pe viață, păstrezi cele mai frumoase momente în imagini de calitate. Ia-ți-l acum cu numai 1 leu la abonamentele Cosmote Full Option. Pentru telefoane cu cameră, întreabă la Germanos. Domnului ministrul Tineretului, încă nu știe pe ce s-a cheltuit suma de 6.000 de euro. Bine, bună ziua! Cum pot să o comentez? Mă ocup eu de ministri. Aveați primul ministru, puteați să adresați întrebarea șefului executivului. 600.000 de euro pe timp de criză nu sunt un subiect important, doamnelor și domnilor. Asta așa își traduce hohotul de râs al președintelui și absența răspunsului premierului Boc, care astăzi a avut un pretext. Cazul ajunge în justiție, ca atare să rezolve justiția. Domnule ministru Pogea, ajunsesem la chestiunea banilor pentru bacalaureat. Dacă în cazul acesta spuneți că era o sumă alocată în buget, Ministerul Tineretului și-a văzut de manifestările pentru tineri de ziua lor, de 2 mai, nu același lucru s-a întâmplat cu bugetul educației, când a trebuit tăiat de undeva, a tăiat din banii pentru bac. Deci, doamna Oana Stancu, mă întrebați sau e părerea dumneavoastră? Vă întreb. Atunci vă dau răspunsul. Dacă așa s-a procedat, a fost ușor de tăiat de acolo. Deci vă răspund. Deci din moment ce un buget public, guvernul nu aprobă, parlamentul nu aprobă decât aprobă bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, da? Deci din moment ce este un buget este aprobat, un ministru până la o eventuală rectificare, fie el și al finanțelor, el mai poate interveni. Deci răspunsul meu categoric este următorul. Banii care au fost alocați din categoria cheltuieli de personal în care intră inclusiv cheltuielile pentru bacalaureat au fost în totalitate la dispoziția Ministrului Educației. Acesta este primul răspuns. Al doilea răspuns.
categorică pe parcursul unui an se face o trimestrializare a cheltuirii banilor, asta prevede și legea finanțelor publice, iar propunerile privind trimestrializarea, de regulă, o fac miniștrii, da? Și cu acordul Ministerului de Finanțe, pentru că ele trebuie să deci, țină cont... Deci atunci înseamnă că e vina doamnei Andronescu, nu și-a deci gestionat bine banii ceva. Din acești propriul bani buget. Au fost prevăzuți. În al doilea rând, era vorba de o sumă cuprinsă între 33 de milioane și 54 de milioane de lei. Ceea ce vreau să vă spun, și acesta cred că este lucru important pentru profesori, acești bani, în urma discuțiilor avute cu doamna ministru chiar în săptămâna trecută și cu secretarul de stat Costoiu și cu alt secretar de stat, acești bani sunt alocați în buget și vor fi plătiți în luna iunie pentru profesorii care astăzi au început bacalaureatul. Deci peste cei 2 lei pe lucrare corectată vor primi restul până la suma... Nu, vor primi sumele de bani pe care dumneavoastră stabilesc cât de mult. Anul trecut, spre exemplu, a fost în jur de 54 de milioane. Eu aș vrea să vă dau două cifre, dacă mi-e îngăduit, și care sunt interesante, zic eu. Prima se leagă exact de ce vorbeam mai devreme, și anume de manifestarea de pe 2 mai. Cu cei 600 de mii de euro, o bună parte din suferința de care vorbim acum legată de profesori se putea rezolva. Și nu ne mai chinuiam. Puteau fi plătiți în foarte mare măsură profesorii pentru organizarea bacalaureatului. Cea de-a doua chestiune pe care vreau să vă spun este o informație publică. Astăzi, parchetul general și-a declinat competența, adică a trimis dosarul spre competentă soluționare la DNA. Deci parchetul general a considerat că este o faptă de corupție și ce organismul competent să o soluționeze. Vă referiți la plângerea depusă de Partidul Vorba de plângerea depusă de pe PNL împotriva doamnei ministru Monica Iacobriții. A devenit deja o faptă de corupție și nu o faptă de abuz. Bine că e de competența DNA, cercetarea oricărui demnitar nu înseamnă neapărat că... Stați un pic, n-am spus eu acest lucru, a spus-o parchetul general. Doamna Stancu și doamna Ursu, cu permisiune vreau să intervin. Aș vrea să fac o precizare vis-a-vis de cele spuse de domnul Bogdan Olteanu. Noi să nu ne imaginăm că, spre exemplu, acești bani, 600.000 de euro cât au costat scena prin 15 orase, mult puțin, rămâne de văzut, da? Ei pot fi luați de acolo și dus la învățământ, da? Atunci, dacă mergem, ca să fim consistenți, să nu fim contradictori, atunci v-aș putea spune următorul lucru. Impozitul minim pe care l-am introdus și l-am susținut, v-aș putea spune că asigură resursele financiare pentru ca 1.100.000 de pensionari din România, care astăzi au pensii sub 3 milioane de lei, să poată să primească 3 milioane. Până acum a dus la închiderea 46.000 de firme numai în luna aprilie, dintre care 10.000 de firme într-o singură zi. A fost o miercuri neagră la Registrul Comerțului. Deci, până una alta, nu știu dacă ați încasat vreun leu. Mai mult de 40.000, domnule. Exact. Și sunteți și mândru de asta. Nu, mai mult, mai mult de 40.000, dar vreau să fac o precizare. Până acum, eu nu știu dacă ați încasat vreun leu de la impozitul acesta minimal, forfetar, pe pierdere, spuneți-i cum vreți. Pare să că mare lucru n-ați încasat, dar ați reușit să duceți spre închidere 10.000 de firme. Asta e prima consecință. Vedem și banii mai târziu. Acum vreau să vă răspund. Domnul Olteanu, este bine ca dumneavoastră când veniți într-o emisiune și în calitate de fost al treilea om în stat să informați corect. Sigur. Eu mi-asum pentru ce am făcut, dar acum să precizăm. Nici nu se putea încasa niciun leu pentru că el nu privește decât trimestrul 3 și 4. Prima eroare. A doua eroare. S-au înscris la registru... Și trimestrul 2, domnul Poge. Ați calculat cât e pe trimestrul 2, ați calculat prorata, la cât mai era de aplicat. Aș vrea să spun, era cu titlul de exemplu să știe... Da, da, spuneți atunci corect că și în trimestrul 2 se plătește impozitul. Începând cu trimestrul 3 și 4. Deci, eu răspund, da? Al doilea lucru, a doua eroare, ca să informăm corect. În România există, spre exemplu, în 2007, circa 1.200.000 de firme care sunt înscrise la Registrul Comerțului. Știți dumneavoastră, domnul Olteanu, câte erau active? Erau active atâtea câte considerau că fac treabă. Asta nu-i răspuns. Dar eu nu cred dacă că problema... Dacă intrați cu mine într-un dialog, ori știți sau nu știți. No, domnul Păgea, eu știu și vă spun ceea ce cred că este relevant. Nu știu dacă dumneavoastră considerați lucrurile relevante pe cele care interesează pe oameni. Până una alta, 46.000 de firme s-au închis, ele aveau cam 70.000 de angajați. Asta e o cifră de la Registrul Comerțului, pe care vă arăt cum am aici, discutăm pe cifre. La fel cum 25.000 de firme cu acționari străini s-au închis, acționarii au plecat acasă cu banii. În tot în această perioadă, de când ați anunțat în aprilie introducerea impozitului acestuia. Acestea sunt cifre de la Registrul Comerțului pe care dumneavoastră puteți Pogea, un să le contestați la cifrele dacă aveți o problemă la minister. Un răspuns scurt. Deci haideți să nu intrăm, da? Nu, da, abțineți-vă doar un pic pentru că... Să facem din domnul Pogea calul de bătaie acestei emisiuni, că pe urmă stăm noi degeaba pe aici, una la mână.
Al doilea lucru, eu cred că domnul Pocea e un ministru prea delicat și prea manierat pentru funcția pe care o are de ministru al finanțelor în această epocă și în această conjunctură, în acest vis al lui Traian Băsescu, care s-a transformat în coșmar, adică această combinație contra naturii. Nu? Dar cum ar trebui să arate ministrul de finanțe? Pe vremea PSD-ului exista un ministru de finanțe, nu știu dacă era pe vremea domnului Petre Roman prim-ministru, care în clipa în care un ministru sănătății, autorul alimentației raționale, domnul Mincu, a venit și a zis, băi, dă și mie, băi, niște lei, așa. Și ăsta zice, ce vrei? Ce lei? Ce nu mai știi când avem lei? Sau nu mai avem lei, avem elefanți. Cum elefanți? Și și-a desfăcut buzunarele, zice, uite urechile, vrei să-ți arăți și trompa? Și s-a terminat discuția, dau un citat, să știți, nu sunt idiotă de inteligență să inventez acest banc, dar este un lucru real. Aici vreau să spun că domnul Pogea nu e vinovat pentru că doamna ministru al educației a acceptat această sumă jignitoare pentru profesorii de limba română sau de matematică sau de ce sunt. În mod normal, cred că Ministerul Învățământului trebuia să-și dea demisia la ora asta. Ar fi fost un gest foarte frumos pentru Partidul Social Democrat, care este un partid care sprijină mulțimile, nu? Și să aplice modelul Miclea. Nu aplica modelul, era modelul mai mult decât modelul Miclea, după părerea mea. Pentru că, într-adevăr, și prin această comparație, prin această tristă coincidență legată de Ministerul Sportului, sigur că devine prezența Ministrului Învățământului în aceste condiții devine ridicolă, nu? Acolo, în ceea ce privește Ministerul Tineretului, e coincidența e mai ciudată, coincidența acelei răsunătoare victorii de la Hunedoara, un fief al PSD-ului, nu, unde sunt forjori și oameni care lucrează acolo la foc continuu, dintr-o dată acei oameni s-au îndrăgostit brusc de un reprezentant al modei, nu, al fotomodelului românesc care să-i reprezinte acolo pe forjori, nu? Văd că s-a stins și lumina. Da, asta? Cred că au scos siderurgiștii o șarjă nouă. Au rămas blocați. Au consumat mai mult curent în felul acesta. Domnul Ciorbea, sunteți... Voiam să fac o legătură între acești bani care s-au evaporat pe niște lemne și au intrat în niște campanii electorale destul de suspecte. Domnul Ciorbea, sunteți unul dintre oamenii care a avut în suborne miniștri mult mai zvăpăiați și mai... greu de stăpânit uneori. Cum vi se pare atitudinea președintelui Traian Băsescu? Ați văzut-o mai devreme în acea intervenție, să-i spunem, de la Bruxelles, atunci când a fost întrebat de presă în legătură cu cazul doamnei Monica Iacobriți și atitudinea domnului Boc de astăzi, care a spus să lăsăm justiția să-și facă treaba, nimeni nu e mai presus de lege, există o anchetă să-și urmeze cursul. O atitudinea prezidențială mi se pare absolut normală, în stilul caracteristic. Ce legătură are președintele care a refăcut FSN-ul? Ce legătură are președintele care l-a înlocuit pe iepurașul Stolojan cu un iepuraș și mai mic Boculeț? Ce legătură are să președintele... Să pronunțăm numele corecte ale personajului. Mă rog, moțul meu Boc, așa, premierul Boc. Ce legătură are președintele că a doua zi de Crăciun a descoperit la Ciorba de Potroace că a venit criza în România? Ce legătură are că a creat monstruoasa coaliție? Ce legătură are că, pe urmă, se întrebau femeii e câh sau nu e câh și până la urmă a fost ok? Ce legătură are faptul că la 25 de miliarde rezervă valutară mai luăm un împrumut de 20 de milioane la decizia prezidențială, de miliarde la decizia prezidențială? Ce legătură au toate celelalte, mergând până la ultimile alegeri? Cine le-a câștigat? PSD, PDL, EBA, intră EBA în PPE? Vă spun eu că intră, pentru că îl știu pe secretarul general de la PPE și chiar a apărut în multe clipuri publicitare cu EBA.
Deci, întorcându-mă direct la întrebare, problema este asta. Și mie mi se pare, nu-l cunosc pe domnul Pogea direct, dar ca om, chiar văzându-l numai la televizor, mi este unul din cei mai simpatici, dacă pot vorbi de așa ceva, în actuala monstruoasă coaliție sau, după mine, în FSN-ul refăcut. Deci nu trebuia dânsul să vină aici și să fie ținta acestor discuții. Trebuia să vină cel care nu răspunde de miniștri. Nu răspunde nici de armată, nici de servicii, nici de guvern în întregimea lui. La cine vă referiți? Adică de șeful statului. Nici de parlamentul pe care îl controlează trei sferturi, nici de nimic. Ce să răspund? Răspunde de 1,5 milioane de oameni care mănâncă din gunoaie, de 5 milioane de țărani care abia supraviețuiesc, de alte milioane de la țară care stope acolo, de pensiile alea sau ajutoarele de 2, 4 sau 6 lei pe lună? Nu răspunde, domn. Sigur. Aici chiar vreau să spun că eu m-am certat de 2 ori în emisiuni, nu la dumneavoastră, ci la post, cu doamna ministru Iacob Riți. Dânsa este acum în postura în care este pentru că nu e Elena Udrea. Adică? Asta e tot. Ce să mai discutăm? Adică n-are un cal alb, nu-i un bărbat care să țină calul și doi care să o urce pe cal, nu știe probabil nici dânsa să călărească și așa mai departe. Iată că asta e legătura între sport și turism. Clipurile publicitare erau cam tot la fel. Sumele care s-au alocat pentru turism au fost de sute de ori mai mari decât pentru sport. Eu nu spun că fapta asta nu o fi o faptă penală, abar n-am. Vor stabili comisiile de anchetă, parchetul, instanțele, e un drum lung. Dar ca imagine publică ne alegăm de un flecușteț, tocmai ca să demonstrăm cu cine se plimbă frumușica doamnă ministru din Valea Jiului, pe la DNA mai nou, cu Dita mai Năstase și cu ceilalți. Deci iată ce corupție are PDL-ul în raport cu PSD-ul. Uite, domnule, și aici, recunosc că mi-a scăpat PDL-ul dumneavoastră. Deci, câștigă în imagine. Acest cuplaj a fost făcut intenționat? Sau cum? Acest cuplaj a fost făcut intenționat că mi-a scăpat raționamentul dumneavoastră, recunosc. La ce? Între domnul Adrian Năstase și doamna Monica Iacob. Păi da, nu astăzi ne-a spus domnul Olteanu, acum că au fost trimiși amândoi, s-a dat aprobarea, FVR, vor merge de mânuță, probabil. Păi sau, domnul Ciorbea, au fost trimiși la cererea PNL-ului. Antemergătoarele cunoscute. Dar una este poziția pe care o are doamna Riții în fața DNA-ului. Hai să fim iarăși deschiși și față de cei care vorbim. Că am vorbit destul de glumeț, deși nu am calitățile domnului Dinescu. Eu vorbeam serios, domnule. Și eu vorbesc extrem de serios, știu, chiar mai serios, știu, din păcate. Însă, dar și la Năstase e vorba tot de una lemne. Erau de lemnele de la fereastră. La doamna Riți erau lemnele de pe scenă. Deci tot una este poziția uneia și alta este poziția celelalte. Așa că cine nu răspunde de miniștri, de fapt nu răspunde de nimic ceea ce se întâmplă în țara asta. De nimic ceea ce a făcut, de fapt, în acești 5 ani și ne-a adus acest FSN-ul refăcut, care ne-a adus în această situație dramatică. Domnul Traian Băsescu este cel care nu răspunde, să traducem, fiindcă paranteza noastră, de când i-ați făcut prima dată referire la nume și până acum a fost mai lungă. Alte ori îi spuneam de 10 de ori. Bună, dacă vreți să-l spun mai des, sigur că cine o voi face fără niciun problem. Pentru că până la o chestiune pe care să o tranșeze parchetul, trebuie să existe o lămurire, a zice, în interiorul guvernului și aveți experiența unei guvernări în coaliție. Cine răspunde? Nu vorbim doar de cazul doamnei Riții și tevatura făcută în jurul noi. Poate că a scăpat astăzi destul de puțin discutat cazul domnului Nemirsi, care dă o sumă aproape egală, 500.000 de euro față de 600 ai doamnei Riții, pentru publicitatea unui contract care nu e încă pus în aplicare, dar mai întâi dăm banii pe marketing înainte să rezolvăm cu programe antipoluare. Asemenea, situații după erau, domnul Roman, domnule Pogea, vă ascult. Nu erau pur și simplu posibile. Ca să spun și cu obidă de cetățean,
și cu toată seriozitatea, o asemenea degradare a calității de înalt, cel mai înalt funcționar public în funcție de ministru, cred că se înregistrează în acest moment mai mult și mai rău decât oricând, pentru că sunt fapte care, acoperite cu ideea că sunt legale, sunt totuși o rușine. Sunt hoții sub ocrotirea legii. E regulă. Vom constata că acești bani s-au plătit cu acte în regulă. Și cu asta problema în sine a modului cum s-au cheltuit banii publici dispare? Nu. Fiindcă asta e problema problemelor. Eu dacă cred că acest guvern a eșuat în această chestiune în primul rând, a faptului că în România banii publici la multe niveluri se cheltuiesc într-o modalitate de risipă și de furt. E foarte corect ce spuneți, domnul. Nu e corect, e foarte rău. Corect nu e. E corectă constatarea și vreau să vă întreb dacă le-ați făcut același reproș și colegilor din Partidul Național Liberal. Sigur că da. Suma, ce să vezi, era aceeași pentru Loganul cu multe girofare și radare cumpărat de Ministerul domnului David, aceleași, ca și scena cu 10 cânduri și o pânză a doamnei. Aceeași și mai mult decât atâta, am gândit că cel mai bun lucru pe care l-au de făcut este să, că pentru asta există forța guvernamentală și forța politicii, să corectezi niște lucruri, nu pentru altceva, în primul, sigur, să ai o viziune, să duci lucrurile într-o direcție, în primul rând. Dar presupun că nu ai, măcar atâta, să corectezi niște lucruri care îți sar în ochi. Autostrăzi care în România costă mai mult decât oriunde în lumea asta, de două, de trei ori. Și să nu-ți pese de lucrul ăsta. Să faci, să dai pentru un ou cât pentru cinci găini. Și să nu-ți pese de lucrul ăsta. Evident, spun la figurat. Să dai pentru o scândură nerânduită cât pentru un eșafodaj pentru o casă. Și să nu-ți pese de lucrul ăsta. Aici sunt rezervele, dar aici trebuie să ai curajul să-ți atingi clientela politică, să o dai la o parte. Să ai curajul să faci ordine în țară, cum se spune. Pentru ca într-adevăr să existe, fiindcă noi avem o economie de piață ambiguă din acest motiv, a modului cum nu funcționează corect cheltuielile publice în țara asta. Domnul Petre Roman, v-ați patetizat-o și prea tare. Să nu m-am patetizat deloc. Sub guvernarea Petre Roman s-a evaporat flota României, s-au cumpărat niște avioane. E regulă. Ați deschis... Adică, domnul am presă că, domnule, au fost niște vremuri atât de frumoase. Deci, ceea ce a spus acum, este complet inexact, dar e cazul să spun. Nu. Flota României, despre care vorbiți, s-a vândut după ce n-a mai fost Petre Roman prim-ministru. Ca să fie clar. Nu e posibil. Nu, domnul Dinescu. Nu e posibil. Ați făcut o acuzație, vă rog. Era flota, mergea, funcționa când era... Dacă flota funcționa cum funcționa, ea trebuia în continuare să funcționeze, da. Trebuia modernizată așa cum am gândit și ar fi fost un vehicul comercial pentru România foarte bun. Sunt total de acord. Să nu ne patetizăm, deci să credem că atunci a fost ceva nemaipomenit și nu mai putem trăi în afară de asta, nu era vorba atunci de cheltuieli publice. Chiar flota asta. Faceți referire la Traian Băsescu. De data asta avem însă cheltuieli publice. Traian Băsescu va trebui cândva să dea explicații. Avem cheltuieli publice de data asta. Nu rezi că ministrul de pe ministrul finanțelor. Niște flori nevinovate care zăreau. Domnul Roman, aș vrea să fac o scurtă completare. Cum doriți. Dumneavoastră ați fost prim-ministru al Guvernului României. De două ori. Personal vă felicit și vă cunosc. Dar aș vrea să vă spun un lucru. Și îmi pare rău că acum uitați. Anume. Un guvern are un mandat de 4 ani și categorisirile, deci aprecierile categorice a eșuat. În această chestiune? Nu, trebuie să fie bine documentat. Foarte bine documentat. Deci, acum să vă dau eu două lucruri pe care nu le puteți documenta. În primul rând, noi ne aflăm, spre exemplu, un program de guvernare pe 4 ani. Dacă ați fi fost atent la introducerea mea, orice guvern când vine la o anumită perioadă, preia un cadru legislativ pe care îl modifică. Domnul Pogea, nu faceți teorii, dați-mi elementele concrete prin care ați fost în stare, măcar
să schimbați ceva serios în modul cum se atribuie contractele publice. Rugăminte. Nu se poate. N-am nevoie de teorie. N-am nevoie de teorie. Nu, pot să pun o întrebare? Așa. Definiți noțiunea de serios. Păi asta. Referiți-vă la lucrurile care ne dor. Domnul Roman, definiți-o. Lucrurile serioase înseamnă să te adresezi unei probleme cu rezultate. Asta înseamnă să fii serios. Pot să răspund? Domnul Pogea, mi-ați cerut să vă dau o definiție. Vă rog. Ce înseamnă serios, domnul Roman? În materia cheltuirii banilor publice, serios înseamnă să constați că așa stau lucrurile și să corectezi într-un fel. Fie prin forță legislativă, fie prin forța guvernamentală. Corect. Și mai ales prin exemplul acum, pe care poate să vă dau un răspuns. Asta înseamnă serios. Deci, și acum, eu n-am pus întrebarea chiar în niciun fel. Am pus-o serios eu cred că ați pus-o serios. Foarte serios. Deci, în primul rând, am făcut modificări legislative, cel puțin în privința achizițiilor publice, pentru că vă mărturisesc, era un exces de birocrație. Sunt oameni care pot să-l vadă, domnul Pârvan sau cei care se ocupă aici. Un exces de birocrație. Nu ne întoarcem la excesul de birocrație. Nu s-a întâmplat nimic în materie. Avem birocrația zilelor noastre. Am modificat-o pentru că reprezintă cadrul legislativ de mâncare. Al doilea lucru. Dacă ați putut observa într-un an de campanie electorală și greu pentru România, aveți în fața dumneavoastră un ministru al finanțelor publice care a avut curajul să strângă atât cât a putut niște cheltuieli publice. Da? Al treilea lucru, vă asigur... Eu nu m-am referit la reduceri. Deci, m-am referit la modul de a cheltui banii publici. La risipă, nu la reduceri. Al treilea lucru. Risipă și hoție, domnule. Vreau să vă spun că sunteți foarte ponderat în seara. Măsurat în seara. Moderat. Deci, domnul Roman, mă aveți ca și partener. Sunt împotriva risipei, pentru că toată lumea în această țară, nu sub guvernul Boc, sub cei 20 de ani de guvernare, toată lumea pretinde alocări. Am nevoie de 3% din PIB, din 2% din PIB. Și cum încerci să-l întrești ceva? Dar cu banii ăștia puțin, cât ai primit, că atât a putut economia, ce ai făcut, toată lumea se spune nu e bine. Așa se întâmplă și în guvernul Boc? Eu vreau să vă spun un lucru dacă mă întrebați. Așa e, domnul Pogea, și în guvernul Boc? Așa fac? Domnul Ursu, profitați de faptul că sunt aici și puneți-mi întrebări. V-am întrebat, așa se întâmplă în guvernul Dați-mi Boc? Voie să vă... Am făcut un audit, apropo de ce spunea domnul Roman, să vedem care sunt principalele probleme pentru care în România există un control relativ superficial al cheltuirii banului public. Vreți să nu spun adevărul? Iar acest lucru vrem să-l modificăm, pentru că dacă vom continua așa, oricât de mulți bani vom aduce în economie și vom distribui, ei nu se vor face cu ministru, folos. Da? Foarte interesantă remarca ministrului finanțelor. Controlul cheltuirii banilor publici este superficial în România, deci înțelegem ineficient. Nu, dați-mi voie să vă spun ceva. Este superficial, dați-mi voie să vă răspund, domnul... E un control de legalitate care nu are legătură cu fondul problemei. Așa s-a întâmplat și cu banii. Adică hoție legală, cum spuneți dumneavoastră. Hoție sub ocrotirea legii, e mult mai grav, domnul Urs. O celebră nuvelă a lui Evelyn Waugh, un mare romancier englez, nu este Robbery Under Law. Asta se referea la o situație din Marea Britanie de acum vreo 70-80 de ani. Da, despre asta e vorba. Că avem cazul Nicolaiciuc. Pe el o să-l căutați, poate o să-l și exonereze de vin. N-ați auzit ce s-a spus despre el? Dom'le, a făcut-o în conformitate cu legea. Perna de 2000 de euro n-a contat era, că un cui costa cât... cum să zic eu, cât un fier beton pentru să și mai departe. Nu conta. Păi asta înseamnă legalitate? Asta înseamnă legalitate? De ce să nu venim la timpurile mai apropiate? Nu-l lăsăm pe Nicolaiciuc deoparte. Ne amintim de noiembrie, dăm. Ce s-a noiembrie mai? Anul trecut, nu? Ce era? Am adoptat legea privind creșterea salariilor profesorilor cu 50%. Promovată, promulgată... Nu, a fost ipocrizie, încălcarea nu, legii, abuz... Nu, a fost abuz, minciună, departe, infracțiune de care Roman. Clară, făcută în fața opiniei publice de toți cei care au contribuit, inclusiv de cel care a promulgat-o în fața mass media. Reținem numele președintele țării. Păi în fața lui s-a discutat. Reținem, vă dau bani contra reformă. O să creadă lumea că vorbiți de domnul asta Borbe. Este. Despre asta e vorba, nu despre... Ne întoarcem la remarca Borbe. Făcută de domnul, toate astea de domnul ministru Pogea. Nu vreau să închei paranteza asta. Au fost făcute cu bună știință, știindu-se că suntem în criză și după ce s-a descoperit la ciorba de potroace că suntem în criză, s-au aruncat la coș toate acele legi.
care vizau 5 milioane de pensionari, care vizau sute de mii de profesori și așa mai departe. Le-au aruncat la coș. Au fost aruncați la coș profesorii încă o dată cu ocazia examenelor de capacitate. Și au fost aruncați la coș din nou acum și așa mai departe. Deci astea sunt exemple extrem de curente. Mulțumesc, domnul Ciorbea. Avem o legătură telefonică. Răspunsul o să vi-l dați tot noastră, fiindcă altfel nu știu dacă există un răspuns oficial. O legătură telefonică acum cu Cătălin Tolontan, redactor șef al Gazetei Sporturilor. Cătălin Tolontan este cel care a descoperit cazul Riții și a venit cu amănunte de-a lungul întregii investigații jurnalistice. Bună seara, Cătălin! Bună seara, ma. Dator să intervin, nu neapărat eu am descoperit cazul Gazeta în general, dar ca jurnaliști care am furnizat astăzi publicului românesc ceea ce de fapt este în proprietatea lui și anume aceste contracte, m-am simțit dator să intervin foarte scurt pe două planuri. L-am auzit ceva mai devreme pe domnul Pogea, care ruga pe domnul Roman să definească conceptul de serios. E destul de dificil și vag. Pot să-i spun domnului Pogea ce este neserios. E neserios ca într-o țară care pierde din PIB aproximativ 10 miliarde de euro între estimatul de anul trecut, care prevedea o creștere de plus 2,5 și realul din acest an de minus 6,5, să existe un ministru în guvern care să vină să spună textual la o conferință de presă și interviuri și la televiziune în mod repetat că nu este interesat de costuri. Acest lucru îl consider un lucru neserios în calitate de contribuabil. Ministrul se numește Monica Cobriții. Și a venit și a spus la emisiune acum două zile la Realitatea TV că dacă nu cheltuiam acești bani, e vorba de cei 630.000, i-aș fi pierdut. Această expresie, care nu este întâmplătoare, trădează un tip de gândire. Un om care consideră că dacă ar fi făcut un saving din acești bani și banii ar fi reintrat în buget, erau bani pierduți, este un om care, în mod normal, nu are ce să caute în Guvernul României. În al doilea rând, pe chestiunea legală, aici nu asistăm doar la o chestiune de risipă. Asistăm la o flagrantă încălcare a legii. Există o lege în țara asta care este votată de Parlament, nu de guvern, pentru că guvernul nu votează legi, unde se prevede foarte, foarte clar că este interzisă orice ingerință de orice fel în conținutul emisiunilor televizate și în buletinele de știri. Există în momentul ăsta pe internet și milioane de cetățeni ai României au văzut aceste contracte, documente oficiale semnate de MTS, prin care MTS cumpără știri și reportaje la televiziunile din România. Asta ce înseamnă? Că MTS decide cu două săptămâni înainte că la ora 8 de dimineață sau la ora 8 seara, pe un anumit post de televiziune, va fi o anumită știre care va prezenta întâmplător, s-a văzut la monitorizare, pe Monica Iacovrit și pe Elena Băsescu. Mulțumesc. Acest lucru este o clară încălcare a legii. Mulțumesc, Cătălin Tolontan, redactor șef Gazeta Sporturilor, dacă poți rămâne în legătură cu noi pentru răspunsul domnului Pogea, pe care însă îl așteptăm după o pauză de publicitate foarte scurtă. Revenim. Ți-am zis că s-ar putea să nu mai trebuiască să te trăiești pe sub garduri ca să o vezi pe Madonna. Să reîncarci cartela și poate câștigi bilete. Am reîncărcat, fraiere. Toată lumea câștigă. Profită de cele mai mari bonusuri la reîncărcare. Poți câștiga bilete la concertul Madonna sau sute de alte premii pe loc. Reîncarcă-ți cartela Vodafone. Nu toate analgezicele acționează la fel. Eficient nu numai împotriva durerilor de cap, Nurofen găsește locul dureros și acționează direct asupra durerilor de spate sau asupra durerilor menstruale. Nurofen acționează rapid și eficient, astfel ca tu să te bucuri din nou de viață. Nurofen. Ținta lui este durerea. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Am ales să ne continuăm drumul alături de milioane de români. An după an, noi, echipa Petrom, contribuim la bugetul de stat cu peste 10%. Acum este greu pentru toți, dar împreună vom reuși. Pentru că România va crește prin bun simț și responsabilitate. Noi îți apărăm bugetul. Cumperi la nivelul anului trecut, plătești cu 23% mai puțin. Oriflame, firesc, prima opțiune a chibzuinței. Asta e pentru profesioniști? Pentru siguranță. E super tare, frate! Păi e de firmă. Noi am creat folia Timbarpul pentru a proteja conținutul fără mai fi nevoie de conservanți.
calitate fără conservanți de la Timbark. Află de la Radu Soviani și invitații săi cum arată produsele financiare lansate de bănci și alege-o pe cea care se potrivește cu adevărat nevoilor pe care le ai. Puterea banilor. Consultant financiar gratuit. Vineri seara la The Money Channel și în fiecare sâmbătă la Realitatea TV. Viața ta se schimbă. Economisește pentru o zi de mâine mai sigură. Pregătește-te să faci față zilei după o noapte lungă cu noul gel revitalizant Q10. Textura sa ușoară se absorbe imediat, revigorând tenul solicitat și obosit, ca tu să arăți mereu în formă. Noul gel revitalizant Q10 de la Nivea for Men. Ce vor bărbații? Viața ta evoluează, e bine să faci schimbările potrivite. Pinum Doors and Windows, uși și ferestre pe măsura evoluției tale. Nou de la Tic Tac! Caută prospețimea răcoritoare a fructelor din Tic Tac Melon Mix, Tropicala Cerola și Pina Colada. În ediție limitată! Suntem la magazinul Progress, de unde transmitem în direct lansarea mega discounturilor pentru noul sezon. Ofertele fără concurență au adus la magazinele Progress din toată țara mii de oameni dornici să își reamenajeze casele modern și practic. Uși de interior de la 139 de lei și 99 de bani. Covoare de la 16 lei și 99 de bani. Parchet laminat la 12 lei și 99 de bani. Acum e mai ușor să reduci senzația de balonare cu noua ofertă specială Activia de băut. Plătești 2, primești 3. A venit și Dorin să ne povestească meciul. Așa, și cine a scris? Deschidere pe partea dreaptă. Două centrare în altă. Care se duce, se duce, se duce. L-au făcut titular. Iar tu? Ai devenit rezervă. Iar vrei să-ți iei prietenul favorit oriunde? Ia-ți cartela Cosmote și ai 2000 de minute în rețea cu 2 prieteni favoriți. Plus 450 de minute și 450 de SMS-uri în rețea, 60 de minute în afara rețelei să comunici cu cine vrei tu. Totul cu doar 4,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Am revenit la ediția specială 22 decembrie 2008, 22 iunie 2009, 6 luni de guvernare PSD-PDL. Încercăm în această seară să vedem dacă au fost mai multe succese sau mai multe eșecuri în această perioadă de guvernare. Domnul Borbei Laslu a fost ministru în cabinetul Călin Popescu-Tăriceanu și puteți face o evaluare obiectivă, chiar dacă acum sunteți pe băncile opoziției. S-au mișcat bine în condițiile date, în condiții de criză, cum spunea domnul Pogea, având tot această conjunctură negativă în spate și în față? Un scurt comentariu la început. Mă simt cam stingher aici și cred că nu sunt singurul. Cred că nu ne-ați invitat aici, nu ne-ați invitat aici ca să luăm cuvântul, ci să ne testați. Cât adică de mult rezistăm ca să ne uităm la fundar fără să amețim. Eu deja am amețit. Să știți că mai avem mai la fundar. A fost o glumă nevinovată. Și mă bucură faptul că în sfârșit vorbim... Da, trebuie să găsim un vinovat. Deci, haideți să vorbim despre guvernare. Și, într-adevăr, acesta este subiectul, eu zic,
foarte serios și au fost și subiecte serioase. Într-adevăr, trebuia să discutăm și despre ceea ce s-a întâmplat azi, dar astăzi toată ziua s-a discutat despre acel subiect. În ceea ce privește guvernarea, așa e, sunt dintr-o formațiune politică aflată în opoziție, dar credeți-mă, am ținut pumnii pentru acest guvern ca să ia acele măsuri care erau pe fondul acelei recesiuni și trebuiau luate. Și, sincer, îmi pare rău că nu s-au luat acele măsuri sau s-au luat foarte târziu. De ce? Ar fi trebuit? Dați-ne o listă de trei măsuri care ar fi trebuit adoptate în primul rând, adoptate. În primul rând, totuși, acel guvern care, din care am făcut parte, am făcut un set de măsuri anticriză și nu o să le enumăr pentru că nu avem timpul necesar, în octombrie-noiembrie printr-o serie de ordonanțe de urgență, care unele, într-adevăr, le-a preluat guvernul, altele nu. E, acest guvern trebuia să ia acele măsuri, să le completeze, să le modifice, să facă un buget serios. Din păcate, dacă vorbim de serios și neserios, trebuie să spun, primul buget a fost total rupt de realitate, ceea ce s-a făcut totuși în februarie, deci nu în ianuarie, ci în februarie. S-a trezit guvernul că trebuie să refacă bugetul. A fost acea perioadă în care deja se știa în ianuarie că trebuie luat un credit, dar s-a așteptat prea mult cu acest credit. Nu a fost discutat acest credit cu cei cu care trebuia să se discute. Și iată că am ajuns în faza în care, apropo de risipă, pe 4 luni de zile au fost venituri cu 4,5% mai puține, cheltuieli cu 13% mai multe. Venituri? Mai puține. Mai puține. 6,6. Da, cred că era pe 3 luni cu 4,5%. Cheltuieli mai multe cu 13,5%. Salarii mai mari. Deci guvernul n-a reușit să strângă șurubul decât acum, în ultima lună, sper, pentru că altfel ne ducem de râpă toată economia. Deci iată că sunt unele măsuri care, dacă n-au fost luate atunci când trebuia, atunci ajungem în situația domnul în care... Borde, dați-mi exemplu trei măsuri pe care le propuneți că le luăm de acum înainte. Păi, de exemplu, nu la modul general. Vi le spun eu, domnul. Nu, lăsați, vă rog, să spună domnul Borde. Nu la modul general. De exemplu, era o măsură de sprijinire a celor care plăteau cu 5 sau 10 zile mai repede plățile și atunci era... Ei, păi da, nu, era, trebuia corelate. Păi era o măsură de reducere a TVA-ului în construcții. Era o măsură cu șomajul. Deci trebuiau, erau unele măsuri cu întreprinderile mici și mijlocii. Nici acum nu funcționează măsura care ați luat-o. 5%, domnul Borbei. Ea funcționează. Altă măsură. Deci numai puțin. Funcționează. Nu prelungirea perioadei de șomaj. Noi am dat o ordonanță prin care firmele care angajau șomeri primeau 1000 de euro pentru fiecare persoană angajată. Asta era ca să aduci oameni în câmpul muncii. Dumneavoastră ați procedat exact invers și ați încurajat firmele să trimită oameni acasă în șomaj tehnic, subvenționându-le impozitele, contribuțiile sociale către bugetul de stat. Noi am încercat să aducem oameni să lucreze, să muncească. Dumneavoastră ați încurajat firmele să îi trimită acasă. Deci să fie mai puțini angajați, mai mulți oameni dependenți de stat. Am să fac doar o completare aici, dacă mi-e îngăduiți, pentru că trebuie totuși să vă informez că sunteți ministru de finanțe. Ordonanța 34 pe care ați adoptat-o dumneavoastră, articolul 34, alineatul 15, impozitul forfetar se plătește din trimestrul 2. Și ați precizat chiar foarte clar și cu mare grijă și corect, din punct de vedere matematic, nu și din punct de vedere, dacă vreți, moral, că se plătește doar pe 2 luni din trimestrul 2, pentru că atunci se putea aplica. Deci, domnul ministru de Finanțe, ne-a dat o informație greșită. Impozitul forfetar se plătește din trimestrul 2. Deci, domnul, probabil nu știți. Domnule Pogea, dați-i voie, vă rog frumos, domnule Dan, de a ajunge mie de aș la forfetar, cu atât mai mult cu cât avocatul poporului spune că nu trebuie aplicat deloc din 2009. Deloc din pe pierdere, domnul Pogea, hai să spunem impozit pe pierdere, să ne înțelegem. Mai puțin de atât nu se poate, asta spune. Până era, acum se putea, era evident că noi am discutat și sigur multe ore și cu domnul ministru Pogea acel program de măsuri de la începutul anului, tocmai pentru a sprijini în primul rând sectorul privat, pentru că sectorul privat al economiei alimentează cu bani bugetul statului. E logică, e filozofia de minimum economic, ca să spunem așa. Și acolo exista un pachetul ăla măsuri care chiar veneau în sprijinul sectorului privat. 1. 1 miliard de euro creditare cu dobândă redusă pentru IMM-uri. Se gândea atunci o filozofie de creditare prin cec. A doua măsură, 1 miliard de euro pentru
garanție a statului la investiții autohtone în proporție de 50% la partea de creditare venită de pe sectorul bancar. A treia măsură, neimpozitarea profitului reinvestit, care de asemenea intervenea în economie. Mă opresc aici, domnul ministru. Ce ne spuneți? Păi, răspunsul meu este următorul, domnul Dandea. În legătură cu neimpozitarea profitului reinvestit, am spus că îl introducem odată cu modificarea codului fiscal, inclusiv pentru 2009. A doua. Adică semestrul 2. Deci dumneavoastră vorbiți de multe miliarde, domnul. Întotdeauna eu am definit că trebuie să vezi cadrul între care te poți mișca. Și acum să vă spun ce am făcut, care sunt. Dar îmi dați voie două minute. Primul lucru. Orice stat european, într-o perioadă de criză care se poată compensa scăderea economică generată de sectorul privat, injectează maximum de investiție publică în economie, cu o paranteză, în funcție de resursele pe care le are el. Deci am dat exemplul Franței, sau Germaniei este nepotrivit, pentru că sunt alte țări. Noi, apropo de o informație corectă, pentru că s-a vehiculat una greșită, pe 5 luni de zile, am injectat în economie, pentru că nu s-a luat în considerare investițiile administrației locale, vă spun exact cifra. 9,2 miliarde de lei. În 2008 au fost 10... Aici ați inclus și plata facturilor de anul trecut? Domnul, eu știu ce spun. Investiții. Eu nu știu ce spun. Deci dați-mi voie să vă spun ce. Acestea sunt... Creare brută de capital? 9,2 miliarde de lei, care înseamnă 2 miliarde și ceva. Astea au fost investițiile noastre, da? Anul 2008... În ce, domnul profesor, iertați-mă, în ce? Păi... Dați-mi două exemple mai semnificative. Dar să știți că vă întreb serios. Domnul Roman. Da. Mai întâi să fac o precizare ca domnul să vedeți unde ei se localizează. Da? Două secunde, domnul Roman, la microfon. Roman, domnul Roman, dați-mi voie să vă spun. Nu, întrebam în ce. Adică, nu, vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu. În modul cel mai serios. De exemplu, spuneam. 10 de milioane de euro, care ei nu se văd acum, i-a primit Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, la Slobodă, a lucrat acolo, pentru că pentru autostrăzi nici măcar terenurile nu erau cumpărate. Asta nu se văd acum. Dar ca să faci o autostradă, le-am plătit. Adică ați plătit expropierile. Bineînțeles. Deci n-au făcut. Pentru centura de nord al Bucureștiului despre care vorbeau, nici măcar terenurile nu erau cumpărate. Bun. Pentru auto, că deci ați culoarul investit 4. În expropieri, deci da? Odată în expropieri. Odată. A doua. Sunt un lucru. Al doilea lucru. Exproprierea, din păcate, nu creează locuri de muncă. Păi nu creează locuri de muncă, dar nu poți crea, domnul Roman, doi, domnul strada, dacă n-ai terenul. Vedeți cum e? Domnul Pogea, doi. Da? Depinde, erau lucrări în construcție. Al doilea. Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor este programul de reabilitare termică. Pentru că acolo este cea mai mare rezervă de economisire. A început ceva? S-a investit ceva? Bineînțeles. Cât? Dar nu v-a spus de atâta mare de vreme domnul ministru Blaga? Mm. Da? Deci mă întrebați, vă spun. Dar, spuneți, domnul Pogea, 100 de milioane de euro, singura investiție publică realizată de guvern de 6 luni încoace. Că Berceanu plânge că n-are bani nici să vopsească șoselele. Domnul Blaga, care e mai puternic, a primit 100 de milioane de euro, i-ați anunțat în conferința de presă de vreo 3 ori. Domnul, m-ați invitat în emisiune? Deci eu fac următoarea afirmație. Spuneți. Dumnealor, niciodată am constatat, nu vin documentați. Domnul Pogea, citim împreună 100 de milioane de euro i-ați dat efectiv și restul pe vorbe. Deci pot să vorbesc? Spuneți cât i-ați dat. Deci nu spun că e mult sau puțin. Eu vă spun că pe 5 luni de zile, din 2009, am alocat pentru investiții și au fost cheltuiți 9,2 miliarde, dacă vreți vă spun în fiecare lună. Nu, dar spuneți și domnului Traian Băsescu, domnul Pogea, deci, fiindcă domnul Traian Băsescu v-a certat duminică pentru felul în care nu ați cheltuit banii pentru investiții. Traian Băsescu a avut dreptate, Traian Băsescu a spus următorul lucru. Asta știm, asta nu e o știre, întotdeauna. Domnul Ursu, dacă dați voie, să facem o distinție ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim. Păi nu, e vorba pe de o parte de ce scrie în buget că se va aloca. Și acolo sunt de acord că probabil pe primele 5 luni ar fi 1 miliard de lei. Păi și domnul Pogea vă spune acum că s-au alocat aceste sume. Nu s-au dat. Domnul, dați-ne două exemple, dați-ne trei exemple de acești bani. Haideți să închem, poate deci, odată și odată dumneavoastră, în calitate de al treilea om în stat, vă documentați. Okay? Domnul Pogea, sunt perfect deci documentat. Deci m-ați pus întrebare? Răspundeți-mi la întrebare. Domnul Alteanu, lăsați-l pe domnul Pogea să vă răspundă mai întâi. Spre exemplu, la Ministerul Transporturilor. Vă rog să notați, domnul Ursu, da? Eu notez conștiincios la Ministerul Transporturilor. Are prevedere pe întreg anul 7 miliarde 702 milioane. Da? Și acum o luăm sistematic. Pe trimestru 1 a avut prevedere 2 miliarde 214 milioane. Și am plătit efectiv, plăți efective 2 miliarde 86. Unde s-au dus? Băi, ce, domnul Pogea, arătați-mă un metru de asfalt. Deci m-a puțin, m-a spus întrebare? Numai în expropieri, domnul Pogea. Investiții, domnul Pogea, nu înseamnă prin bărbări în conturi. Deci, domnul... Investiții înseamnă metri de asfalt, nu prin bărbări în conturi. Bun, mi-a spus expropieri. Nu vă poate urmări și măcar domnul Dinescu este aici în studio cu dumneavoastră. Atunci vreau să spun următorul lucru, în legătură cu investițiile.
Pe 5 luni de zile, volumul de investiții plăți făcute sunt 9,2 miliarde, iar în perioadă de criză și cu descreștere economică de 6,4 în trimestrul 1. Aici în 2008, lămurit de ne-ați pierdut, domnul Olteanu, cu boom economic, cu 7,1, în loc de 9,2, dumneavoastră s-a avut 10,1. Bun, nu vă mai întoarceți la guvernarea PNL. Spuneți-ne pe ce ați întrebat domnul Mediului de Afaceri să vă spună cum resimte investițiile noastre. 9,2 miliarde. De lei. De lei. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Da. Întrebarea mea este foarte simplă. Ce au produs cele 9,2 miliarde de lei în ceea ce privește economia? Cum a reușit economia să reală creeze economie orizontală? Ce locuri de muncă a reușit să creeze? Și unde a alimentat societăți comerciale care, la rândul lor, alimentează bugetul? Asta e întrebarea. O parte dintre ele, așa cum am spus, nu tot generează... concret, am să vă rog, cum vă place dumneavoastră să mă întrebați, așa vă întreb și vă rog concret. O parte dintre ele, spre exemplu, zecile de milioane de euro care au constat în exproprieri și cumpărări de terenuri pentru cauza acelea de utilitate publică, nu generează bani. Dar dacă tăiem zecile, rămân... Haideți să luăm 200 de milioane din cele 9,2 miliarde, luăm 200 de milioane și le trecem la exproprieri și altele care trebuiau făcute pentru că proasta guvernare dinainte n-a știut să o termine. Le dăm de parte. Deci, și au rămas 9 miliarde. Păi, dați-mi voie cele 9 ceva. Miliarde, 3 investiții care au produs... Spune următorul lucru, domnul Snecker, da? Eu v-am invitat acum 3 zile la Ministerul Finanțelor Publice. D'accord. Pe dumneavoastră și domnul Sovian. D'accord. Domnul Sovian a venit. Da. Dumneavoastră n-ați venit. M-ați invitat și v-am explicat. Când plecați la altă întâlnire. Acum ne-ați dat o oră cu o oră înainte, nu poți apar mereu. Cu tot respectul. Deci, pentru utilitate publică asta nu generează, dar următorii bani, să o luăm pe capitole. La Ministerul Transporturilor, mult puțin, au început lucrările la autostrada Bechtel. Da? Alea credeți că joacă rol multiplicator? Sau îmi spuneți că nu e așa? E adevărat cum s-a făcut. Cu tot respectul, iarăși, pentru mine care nu sunt politician, multiplicator înseamnă acolo unde pot să văd ceva direct economia privată. Eu știu ce vreți. Probabil o să spuneți că amplitudinea investițiilor nu este încă de asemenea natură nu încât să fie vizibile. Pentru un an de criză este adevărat, măsura este trebuie adevărat să fie urgentă și în care efectul trebuie să fie imediat, acolo am eu problemă. E adevărat, domnul Zeche. Eu am venit cu o listă, apropo, de lucruri care le consider bune. Eu vă spun, partea a doua anului, începând vine imediat lauda domnului Jnicăr, așa că partea a doua anului, începând cu luna iunie, eu mă adresez și invitațiilor și telespectatorilor, va fi mult mai consistentă. De ce n-am avut mai mulți bani în primul trimestru? De asta i-am spus. Pentru că nu puteai să pui niște bani atâta timp cât era o incertitudine a veniturilor, da? Ca să fie foarte clar. Doi, nu poți să cheltuiești cât de mult. Dar ea putea fi modificată astfel încât să aibă mai multă certitudine. Adică măsurile pe care le poate lua un guvern, nu credeți că ghidează modul în care un venit poate să fie imediat, amânat, întârziat? Afirmația pe care eu o fac legat de investiții. Suntem la 6 luni. Cele 9 miliarde de euro, 2 miliarde și 200 s-au cheltuit? Nu, urmăriți-mă. Păi nu, 9 miliarde 125 înseamnă din știința mea 2 miliarde și ceva de euro. Lumea este obișnuită cu 9. Eu vă asigur că acești bani până la finele anului vor fi cheltuiți, pentru că dinamica, multe ministere ar fi putut cheltui mai mult. Dar pe 22 decembrie 2009, sunt de acord că poate veți avea ceva. Întrebarea mea deci este foarte simplă. Nu a existat, nu a existat în unele cazuri resursă disponibilă pe măsura capacității de cheltuire. Nu mi-a răspuns la întrebare. Eu cred că v-a răspuns. Domnul Jnicăr, v-a răspuns, n-au. Au promis că în următoarele 6 luni o să recupereze. Lăsați-mă să vă explic, domnul Snecker. Concret însă. Deci o economie și un guvern, el nu are bani la dispoziție gârlă. După cum bine știți, am făcut acordul aprobat de board în mai și vom primi. N-am primit niciun leu de la Uniunea Europeană la dispoziția guvernului. Banii aceia nu se duc în economia reală. Îmi dați voie? Banii aceia nu se duc în economia reală. Cei de la FMI și cei de la Uniunea Europeană. Vă rog eu mult de tot. Credeți? Dumneavoastră credeți că eu cunosc lucrurile astea? Eu sunt convins că da. Atunci vă rog să mă lăsați că m-au chemat ca la bătălie, da? Dar încerc ca deci să deocamdată guvernul nu a primit pentru el, rețineți, nici un leu. Primii bani care vor veni pentru guvern, cele 5 miliarde sunt pentru Banca Națională, consolidarea rezervei. Efectele se văd. Primii bani care vor veni de la comisie, pentru că miercuri, poimine săptămâna când am semnat memorandum, vor veni la finele lunii iulie. 1,5 miliarde de lei, da?
În același timp vom avea posibilitatea pentru eurobonduri să mai luăm în continuare... Cele 9 miliarde, unde sunt? Păi, dar nu mă ascultați? Domnul Băsescu, când era ministru transporturilor, avea vorba aceea că aici sunt banii dumneavoastră. Unde sunt banii mei, domnule? Voi să vă explic, domnul Znecher. Puteți ați intrat că aici au fost, domnul Znecher. Aici au fost, nu mai sunt. 2 miliarde și 200. Pentru că i-ați dat deja și eu vă cred că i-ați dat. Deci numai puțin. Am o întrebare. Dumneavoastră ce puneți la îndoială? Nu, eu nu pun nimic la îndoială. Eu doar vă întreb pe dumneavoastră că eu nu am această... Noi încercăm, domnul Pogea. De a afla. Noi încercăm să aflăm unde sunt. Dar vă spun ce vă interesează. Pe mine mă interesează în ce să investesc. Domnul Roman, e corect să faceți treaba asta. Eu vreau să aflu în ce să investesc. Deci e corect să puneți, urmăriți-mă. Pe istoric e corect să puneți la îndoială. Întrebarea asta e chinitoare. Cu ce eficiență s-au cheltuit? Vă răspund asta imediat. Asta e problema dumneavoastră faceți, mai gravă în România. Dumneavoastră faceți parte din Partidul Național Liberal? E adevărat. Atunci vreau să vă spun un lucru, ca să nu uitați. În nu câțiva uit. Ani de creștere economică... Eu n-am de ce să uit nimic. Păi nu. Atunci ce investiții a făcut Partidul Național Liberal când a avut creștere de domnule, asta cu asta vorbeați, domnul Pogea, asta e o chestie mare. Pe vremea au intrat vreo 9 miliarde și ceva de... Numai investițiile străine au fost 9 miliarde și ceva de... Deci erau bani în economie, erau bani în economie. Deci vă rog să-mi puneți întrebarea ca să vă răspund. Domnul ministru, vă spune mediul de afaceri cum resimte aceste investiții dacă dumneavoastră nu răspundeți cum ar trebui ele să producă până la ora aceasta, ce ar trebui să producă pentru economie, domnule Pârvan. Vă rog, așteaptă de foarte multă vreme, domnul secretar general. Este evident că la întrebarea unde s-au dus banii, ministrul finanțelor o să spună fiecare ministerii am făcut alocarea, să spună pe ce i-a cheltuit. Noi am făcut ca propunere și o fac și în emisiunea dumneavoastră și insist pe ea, din experiența Franței, cu care domnul ministru nu e de acord să discutăm despre ea, dar eu cred că e o experiență pozitivă. Criza și investiții nu se fac la finanțe și în București. Criza și investiții se fac în toată țara. Ca urmare, dacă Franța a luat 50 de proiecte, pentru că așa a răspuns Franța, a luat 50 de proiecte mari, le-a dat prefecților, le-a dat un program de urmărire a investițiilor acestor 50 de proiecte și atunci se poate prezenta în orice moment pe ce se cheltuie banii și acolo unde nu se cheltuie, pentru că în discuțiile de la începutul anului era un principiu extrem de sănătos, le dau bani numai ălora care sunt pregătiți să cheltuie banii, nu le fac alocări numai pentru că îmi cer, și sper că s-a respectat, nu știm că nu se spune. Domnul Pogea, așa zice că face. Pentru a vă lega și a face o subliniere față de prima parte care a fost mult prea extinsă, trebuie să notăm aici totuși că în 2008 guvernul liberal a dat hotărâre de guvern ca 20% din achizițiile publice să se facă pe ilicitație, adică licitație electronică. S-au făcut 2%. Pe 5 luni n-am reușit decât 11% cu o economie de circa 9 milioane de euro. Ca urmare, noi am propus și ne ținem de această propunere, că ați întrebat măsuri, ne ținem de această propunere să nu se mai acorde bani prin transferuri bugetare pentru achiziția de bunuri și servicii oricui, decât în procentul cu care aceste achiziții se fac. Am reținut, domnule Pârvan, vă întrebasem altceva, cum să resim măsurile guvernului în economie, dar aș vrea să ne răspundeți după publicitate. Pentru redefinirea feței și chiar a liniilor de contur și gât, am nevoie de cea mai bună cremă Effect Lifting. Decizia mea e luată. Inovație. Revitalift cu acțiune integrală pentru față, contur și gât. O îngrijire profund restructurantă cu vitafibrină ce dă fermitate și destinde pielea, chiar și liniile de contur și gât. Contur mai bine definit. Profilul gâtului întins, ca după un lifting. Noul Revitalift acțiune integrală față, contur și gât de la L'Oréal Paris. Eu văd diferența, pentru că merităm. Ți-ai dori să ajungi mai ușor la orgasm? Noul Durex Play O, gel pentru stimularea orgasmului. Mai ușor, mai intens. Durex Play. Se experimentează. Încearcă și inelul vibrator Durex. Pentru uz exterior, rețineți Aplatencoplast. Ușor de aplicat. Protecție pe termen lung datorată nanotehnologiei. Elasticitate maximă la temperaturi scăzute. Impermeabilitate perfectă. Pigmenții anorganici din tencuiala decorativă Apla fac diferența durabilității culorilor. Grăbește-te și tu să iei pachetul promoțional Aplatencoplast cu amorsă de exterior.
Suntem la magazinul Proges, de unde transmitem în direct lansarea mega discounturilor pentru noul sezon. Ofertele fără concurență au adus la magazinele Proges din toată țara mii de oameni dornici să își reamenajeze casele modern și practic. Uși de interior de la 139 de lei și 99 de bani. Covoare de la 16 lei și 99 de bani. Parchet laminat la 12 lei și 99 de bani. Fii înaintea tuturor cu noul deodorant antiperspirant Nivea Silver Protect. Primul cu molecule de argint care elimină bacteriile și deci previne apariția mirosului neplăcut al transpirației. Protecție imbatabilă cu argint. Noul Silver Protect de la Nivea for Men. Ce vor bărbații! Reducerile Citroen continuă! Citroen C4 începând de la 10.600 de euro. Citroen C3 începând de la 8.500 de euro. Citroen C1 începând de la 7.200 de euro. Citroen. Creativ tehnologie. Știu ce înseamnă să fii șofer. Trafic, concentrare, te mai lasă una alta. De-aia încerc să vă fac ziua cât mai bună. Cu lucruri mici, iar acum chiar cu lucruri importante, cum ar fi noua promoție de la Petrom. Dăm șoferilor din România ce avem noi mai bun, benzină. Un plin la fiecare 15 minute și marele premiu, benzină pe viață. De la Petrom, șoferii pleacă mai fericiți. De obicei, creditele se garantează cu bunuri. La noi, linia de credit pentru IMM este... Gata garantată. Dăm credite gata garantate în parteneriat cu Fondul Național de Garantare. Banca Transilvania. Haideți, mă, începe! Haideți, începe! Ia, dă-i drumul! Ce faci, mă? Stai, cum faci? Ia, vezi ce are. Ce are, frate? Ce are? Eu știu ce are. Așa nu-i începe. Da, prinza. Ce-a făcut, mă? Albacher. Să trăiască priza. Îți merge mintea la rece. And the Pepsi will play for it. Intră în joc cu Pepsi, trimite codul de sub capac prin SMS la 1882 și poți câștiga 100 de ron pe oră, 100 de coduri de încărcare pe zi, 10.000 ron pe săptămână, lunar câte o excursie la Chelsea Football Club sau la final marele premiu 100.000 de ron. 100 de zile de premii Pepsi. Ștefan? Din 24 iunie vino la Carrefour și ia-ți cuponul surpriză. Unul din opt e câștigător. Sunt 700.000 de premii. Carrefour, pentru o viață mai bună. În ce proiect ar trebui să investească România 4 miliarde de dolari? Stabilizarea economiei, măsuri anticriză, stabilizarea cursului valutar. Canalizare, gaze, electricitate, televiziune prin cablu. În primul rând în infrastructură. Parcări, drumuri, viaducte, poduri, treceri de pietoni. Avem nevoie de niște investiții solide. Noul proiect Roșia Montană aduce României 4 miliarde de dolari respectând standardele europene de mediu. Află mai